primească energia maximă cu care s-a terminat tabloul de dinainte și de acolo să mergem din ce în ce mai sus. Adică niciun tablou nu începe de la 0 și ajunge la 100. Celălalt intră de la 0 la 100. Nu fiecare împrumută energia maximă pe care a primit-o de la tabloul anterior și o duce mai departe și creștem spectacolul. Trebuie să vină ca un tăvăluc toată acțiunea și toată dinamica scenică a personajelor și a conflictelor care sunt.